Deci ce face mușat, deci criminal mușat? Deci tata era, să spunem, cam la 49 de ani. Mușat avea totuși vreo 3-4 ani mai mult. Să fie avut vreo 52-53. Mușat ține, deci aici, niște conferințe și să ajung și oameni tineri să iau, deci s-a luat atunci doamna Maria Ciobanu, care a ajuns și ea vârstnică acum, cum această familia noastră trebuie distrusă, deci nu se supune Comitetului Județean de Partid aici, tata, ce să spun, cu informatica, a predat câteva lecții, nici lecțiile alea nu erau bine văzute, deci totul trebuia să facă mecanică și mecanică grea, nici măcar mecanică fină. Dar informatica până la urmă este tot o mecanică, mecanică cuantică, mecanică super fină. Deci. Foarte puțin predat tata acolo la actualul colegiu Radu Cernătescu, câteva noțiuni incipiente de informatică și mecanică cuantică. Și am arătat cum și la noi în casă au adus niște pistolari, că până la urmă cade pe ei, deci pe mușat. Tata le-a dat drum, spunea că oricum să află imediat la Paris, în alte regiuni din astea. Și am arătat, s-a tras un glonț în casa asta, un foc de armă, care focul din ricoșeu a ajuns la sub ochiul meu. Ne-am dus la spitalul ăsta Ghilete de copii, deci spitalul Sfânta Maria era în construcție și până la urmă mi-au extras glonțul de sub ochi, deci ei erau criminali complet, deci mușat era criminal complet, spunea că are doi copii, mai purta și uniforma aia veche din timpul regiului de jandarmi, locul era bântuit de acești comuniști satanizați complet. Deci, asta te spunem, erau comuniști satanizați complet. Aici am mușat, ține conferințele acum să fim distruși în con, a venit și la noi, deci la ușă și a spus că am ținut conferințe din familia Matale să nu se aleagă nimic, am făcut și legăminte, deci în cadrul comunismului se făceau legăminte din astea, să spunem, negre, legăminte negre de tip medieval, de tip medieval, legăminte de extinție de familie, extraordinar de negativ, deci a fost mușat primul administrator, s-a pus sparg și geamul până la urmă și tata a pus niște anticomuniști, i-au spart geamurile și lui, ăsta era mușat, asta era situația informaticii la nivelul anului 1967-68.